Castelul Arcalia, situat la 15 km de municipiul Bistrița, are o vechime de aproximativ 150 de ani și a aparținut unei familii de grofi maghiari. Suprafața totală a proprietății de la Arcalia este de 16,5 hectare și se compune din 3 corpuri de clădiri și un parc dendrologic cu circa 150 de specii autohtone și exotice. Este singurul din cele 12 castele din județul Bistrița-Năsăud, care în ultimii ani a avut o soartă mai bună după ce a fost preluat de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care l-a transformat în centrul regional al francofoniei.